Pentru clienții care se întreabă ce poate să facă IMSAT Robotics pentru ei, răspunsul este simplu. De la manipularea sacilor de ciment în fabrică, putem împacheta biscuiții de pe o linie de producție. De la lipirea și manipularea parbrizelor în industria de automotive, putem manipula fiolele în industria farma. Conceptul dezvoltat de IMSAT Group SNEF este unic în fabrica Joyson din România. Povestea acestui proiect este una foarte frumoasă. Clientul și-a dorit îmbunătățirea productivității, plecând de la 4 oameni un robot, 100 de piese pe oră. Noi am reușit să livrăm cu doar 2 oameni și 3 roboți până la 300 de piese pe oră. Prin parteneriatul IMSAT Group SNEF cu Kawasaki Robotics, am arătat că suntem un partener de încredere cu care se poate identifica inclusiv unul dintre cei mai mari producători din lume, precum este Kawasaki Robotics. Acest laborator este un loc de încercări, ceea ce spune că, pe lângă faptul că noi facem simulări, proiectăm, avem un laborator în care noi putem să testăm lucrurile pe care le livrăm clientului nostru. IMSAT Group SNEF are toate specializările industriale necesare pentru a reuși să oferim clientului un proiect la cheie, plecând de la proiectare mecanică, proiectare electrică, montaj mecanic și montaj electric, precum și automatizarea totală a echipamentului. Fabricile vor deveni din ce în ce mai inteligente și din acest motiv IMSAT Group SNEF se pregătește și suntem deja în mare parte pregătiți pentru Industria 4.0. IMSAT Group SNEF oferă foarte multe soluții și servicii clienților noștri. Această linie de business IMSAT Robotics vine să completeze toate serviciile pe care le oferim. Cum aceste soluții pot fi implementate oriunde și pot fi atât de ușor adaptabile și pot fi oferite atât de multe beneficii, de ce ne oprim în România?